te preanalt ca să nu miște. Nu e problemă prea grea să n-o rezolve. Nu e furtună prea grea să n-o liniștească. De ce a zis fratele Valer și de, de un mesaj pe care l-am citit odată. Am citit undeva pe un tricou foarte fain pe stradă, am citit: nu spune Dumnezeului tău ce mari sunt problemele tale, ci spune problemelor tale ce mare e Dumnezeul tău. Și asta spune cântarea asta: ce mare ești tu, vom cânta, ce mare ești tu, toți vor vedea ce mare ești Dumnezeu. Fugind din fața sa. Ce mare ești tu, vom cânta, ce mare ești tu, toți vor vedea ce mare ești Dumnezeu. Mare e al meu Dumnezeu.
ce mare ești tu. Toți vor vedea ce mare ești, Dumnezeu. Ce mare ești tu, vom cânta ce mare ești tu. Toți vor vedea ce mare ești. Iisus, cu slavă îmbrăcat, Iisus, pe nori încoronat, Iisus, în toate cel din tâi, Iisus, același tu rămâi. Iisus, ești Domnul domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat, Iisus. Iisus, ești Domnul domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat, Iisus. Iisus, la slavă ai renunțat, Iisus, în lume ai venit, Iisus, de toți disprețuit. Iisus, ești Domnul domnilor, Iisus, al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat, Iisus. Iisus, ești Domnul domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat, Iisus. Iisus, ce mult tu ne-ai iubit, Iisus, la cruce ai murit, Iisus, trei zile îngropat, Iisus, din morți ai înviat. Iisus, ești Domnul domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat, Iisus. Iisus, ești Domnul domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat, Iisus. Numele lui Iisus e putere, Salvator, Iisus fiind veci glorificat, Iisus, Iisus ești Domnul.
Hristos al nostru Salvator, Hristos fiind veci glorificat, Iisus. Iisus fiind veci glorificat, Iisus. Te îngrijorez. Să nu te îngrijorezi de ziua cea de mâine, căci viața ta se află în mâini de Dumnezeu. El îți dă puls și aer și apa lui și pâine. Cu dragostea de tată te va veghea mereu. Să te îngrijești, fă totul cu mica ta putere. De tine cât atârnă, fă tot ce ești dator. Dar nu uita că viața o ai prin a lui vrere. E singurul tău sprijin și acum și în viitor. Să nu te îngrijorezi când bunurile zboară și în încercarea mare se spulberă ca-n vânt. Sunt doar spre nimicire, tu lasă-le să piară și adună-ți alte bunuri ce nu dispar nici când. Să nu te îngrijorezi când cei mai mulți te uită, te roagă pentru oameni și ei sunt părăsiți. Deci bagă tu de seamă că alții au mai multă durere în încercare și sunt mult mai necăjiți. Să nu te îngrijorezi când bătrânețea vine, rămâi pe din lăuntrul cel verde și cu rod. Cei întâlniți pe cale să plece de la tine, hrăniți și plini de sevă, hrănind și ei norod. Să nu te îngrijorezi când parcă nu se aude nici rugăciunea în taină, nici de o strigi plângând. El sigur ți-o primește cu a umilinței haină. Adu-ți aminte totuși, n-a întârziat nici când. Să nu te îngrijorezi când moartea îți dă târcoale, ca lupul pe la stână, încercând a mai răpi. Păstorul e cu tine și prin amorții vale, cu prețul vieții sale, El te va ocroti. Să nu te îngrijorezi de ziua cea de mâine, căci viața ta se află în mâini de Dumnezeu. El îți dă puls și aer și apa lui și pâine și dragostea de tată te va veghea mereu. Amin. Cea mare cu toți au pornit, împinși de furtuna și valuri. Departe de Domnul Iona fugi, pe alte meleaguri și valuri. Cât costă biletul de aici la tari? Și care-i corabia ce pleacă spre țărmul străin, liniștit și retras, departe de casa părintească. Spre țărmul străin, liniștit și retras, departe de casa părintească. Pe mare pornește cumplitul taifun, și valuri și vântul furtuna. Împotriva lui Iona, pornit de nebun, dezlănțuie mânia acum. Cât costă biletul de aici la tars? E prețul vieții, vezi bine.
departe de Domnul cu sufletul ars înseamnă pierzarea străine. Departe de Domnul cu sufletul ars înseamnă pierzarea străine. Iona e acum aruncat în ocean sub preștea furtunii mânie. Astfel a plătit cu tributul uman biletul călătoriei. Cât costă biletul de aici la tars? Tăcere în marea adâncă, trei zile și nopți în ea a rămas Iona cu inima frântă. Trei zile și nopți în ea a rămas Iona cu inima frântă. De acolo și înalță ruga spre cer și marele pește l-aruncă. Țărm pe acest ciudat mesager să ducă divina poruncă. Cât costă biletul de aici la tars? Biletul nici nu mai îmi pasă. De acum eu plec, ascult sfântul glas la Ninive, cetatea frumoasă. De acum eu plec, ascult sfântul glas la Ninive, cetatea frumoasă. Cât costă biletul de aici la tars? Biletul nici nu mai îmi pasă. De acum eu plec, ascult sfântul glas la Ninive, cetatea frumoasă. De acum eu plec, ascult sfântul glas la Ninive, cetatea frumoasă. Amin. În după masa aceasta, preobiților, am să continuu învățătura adusă dimineață în biserică dintr-o altă perspectivă, sau dacă vreți să facem o analiză pe un personaj, un om din Scripturi. Metoda pe care o aleg în seara asta este să citesc mult din Scripturi și să vorbesc puțin, să comentez doar în scurt, ca să nu pierdem bogăția și frumusețea zicerilor Scripturii. Reafirm cu tărie în fața dumneavoastră, măcar că eu sunt un predicator, întotdeauna este superior cuvântul lui Dumnezeu. De aceea altă dată v-am învățat că e mai benefic, chiar decât să auziți predici sau alte mesaje, să citiți și să vă hrăniți din cuvântul scris. Zilele acestea, un mare teolog a vremii noastre a scris mai multe adevăruri într-o carte și unul dintre ele l-am citit și mi-a rămas. Dacă vrei să știi cum vei arăta peste 5 ani, vezi ce părtășii ai acum și ce cărți citești. Și asta îți va da răspuns la frământările tale. Vă reamintesc că dimineața am stat la masa Domnului. Intenția mea a fost să zidesc biserica cu un cuvânt de îmbărbătare și care să ne sporească credința. Și am adus din Scripturi 3 exemple scripturale, le-am citit și am formulat 3 adevăruri care este bine să rămână ca și comandamente de viață pentru fiecare dintre noi. 3 probleme deosebite care fiecare dintre ele și-au găsit rezolvarea numai la cel care le poate rezolva. Oamenii și-au declinat rând pe rând neputința, și-au recunoscut neputința
și izbăvirea lor a venit de la Domnul. Întâi a fost înaintea noastră un lepros, cel din Luca 5. Am tălmăcit ce era și cum era viața unui lepros, ducându-mă în Levitic 13 și 14. Rămâne în picioare adevărul acesta, când oamenii nu mai pot face nimic, Iisus Hristos poate. Am adus înaintea adunării un exemplu din Matei, capitolul 9, femeia cu scurgere de sânge, care a suferit 12 ani. Ca să formulez principiul de viață următor, când ți-a epuizat toate resursele, mai există una, Iisus Hristos Domnul. Ea își epuizase drumul relațiilor, al medicilor și toată averea, zice Biblia. Finalmente a auzit că mai este o opțiune. Cum și tu, prieten drag, ai putea auzi în seara asta că mai este o opțiune la problemele tale, oricare ar fi ele, și frate preiubit. Și răspunsul la problemele tuturor este Iisus Hristos Domnul. În al treilea rând, din Luca, din Matei, capitolul 17, am adus un exemplu care să pună degetul și pe o rană din mintea noastră, din trăirea noastră, din frământările noastre. Acolo, un om a adus la ucenicii Domnului pe un copil care era posedat demonic să le libereze și ei n-au putut. Ca să le dau dreptate sau ca să nu-i negrim peste măsură de mult cum noi oamenii vrem în situații de acestea, v-am adus aminte că în Scriptură scrie că altădată aceiași oameni au venit entuziași și au zis: Doamne, până și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Dar acum nu. Ca să formulez și adevărul acesta, când biserica prin slujitorii ei își recunoaște neputințele sau le acceptă, nu e acesta capătul drumului. Capătul drumului este Iisus Hristos Domnul. Și apoi, încercând să tălmăcesc mai ales partea asta din urmă, că aici avem noi mari frământări. Avem cuvântul Scripturii. Avem porunci clare despre cum trebuie să lucrăm. Și rezultatele nu sunt cele pe care noi le dorim. Și în acei 5-6 pași scripturali, prin exemplele biblice, am văzut că Dumnezeu este în control, că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu poate și vrea, dar că Dumnezeu face toate lucrurile la vremea Lui și le face frumos. În ultimul exemplu, de fapt, noi învățasem deja că în unele bătălii biruința se dă numai prin post și rugăciune. Vreau să continuăm drumul acesta și să facem analiză pe un om care a suferit. Numele lui este Iov. Seara asta voi vorbi despre drama unui neprihănit. Și aș vrea să vă spun că în începutul cărții Iov, 42 de capitole, descoperim că era un om căruia îi mergea bine, avea un nume, avea avere și era apreciat, până și Dumnezeu s-a lăudat cu el, și nu oriunde, ci în cer. Și frații mei, el nu știa nimic din ceea ce noi știm acum. Noi știm istoria lui. El nu știa, pentru că istoria cu el s-a scris. El era personajul principal. Așa sunt lucrurile în viață, frații mei. Și vreau să vorbesc despre ceva ce se poate întâmpla până astăzi în viața unui om, și voi analiza într-o anume profuzime capitolul 29 din cartea Iov. Vom vorbi apoi despre ziua de astăzi. Așa și începe capitolul 29. Iov mai înainte. Capitolul 30 începe cu expresia: și acum, în momentul prezent, în vremea de acum, lucrurile nu mai sunt ca înainte. Și apoi din capitolul 31 vom vedea imaginea, sau mă rog, portretul, integritatea unui om ca să rezolvăm o problemă de cuget, de practică.
Când multe din durerile pe care noi le purtăm în trup și le alinăm cu medicamente, în multe din aceste dureri apar și altele datorită vorbelor oamenilor și fraților. Rare ori un om ajuns aici nu este judecat, rare ori. Iov, la un moment dat, a fost judecat până și de prietenii lui, care, să ne înțelegem, au venit cu inimă bună să-i facă bine. În final v-am dat niște sfaturi dimineață, sfaturi. Cuiva au fost utile, chiar dacă unii ați zâmbit. Un frate m-a oprit după biserică și mi-a spus: frate Valer, câtă dreptate ai avut, mai ales în ultima? Am fost bolnav. Primul frate care m-a vizitat în spital mi-a zis: cercetează-te bine. Chiar dacă tu nu știi, trebuie să fie ceva pentru care ai ajuns aici. Un altul care a venit a îngrămădit peste el o serie de acuzații, toate sigur că da, versete din Scriptură citate corect, puse incorrect într-o situație pe care el nu o cunoștea. Mai apoi zice el: m-am dus bolnav, era anul nou, mă, Valer, și am vrut să mă duc la adunare. Cum să stau acasă de anul nou? Dar m-am dus greu, încă nu-mi revenisem. Fusese operat, mergea greu. Și primul frate care l-a întâlnit i-a zis: vai, ce rău arăți. Ce o să fie cu noi? Ce să stea, fraților? Oare, când noi avem nevoie de încurajare, de îmbărbătare, de sprijinire, să ne fie până și rugăciunile care le facem fățarnice? Nu cred că e așa. Cred că mai departe trebuie să ne cercetăm. Este un fel de duh a vremii care în mintea fiecăruia dintre noi le știe pe toate, pune etichete pe toate, vorbește despre toți, etichetează pe toți. Și cred că asta este greșit. În seara asta o să ajung la o concluzie că numai Dumnezeu cunoaște totul. Noi nici nu trebuie să avem pretenția asta. Suntem prea tupeiși când avem pretenția asta că putem avea răspuns la orice ni se întâmplă. Haideți să citim viața lui Iov, să ne oglindim. Nu vor fi toate elementele citite de aici adevărate pentru noi. De fapt, Iov e un etalon de durere și de zbatere. Dar haina asta, am îmbrăcat-o, ni s-a potrivit. Mă rog, ne-a strâns uneori, a fost largă uneori. Pricepeți? Haideți să citim înainte de ziua de astăzi, nu astăzi, frații mei, până astăzi, un semn de timp, nu știu cât de lung, până astăzi. Iov, capitolul 29 cu versetul 2. Oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele în care, rețineți asta, fraților, mă păzea Dumnezeu. Versetul 3. Când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric, sau mă călăuzea în întunericul. Versetul 4. Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu. Versetul 5. Când cel atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau împrejurul meu. Versetul 6. Când mi se scăldau pașii în smântână și stânca vărsa lângă mine păraie de un de lemn, belșug, bogăție. Versetul 8. Tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea. Bătrânii se sculau și stăteau în picioare mai mari, versetul 9, și opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Era respectat, era prețuit. Vă sună cunoscut, frații mei, tabloul acesta? Ce grozavă perioadă de viață, să-ți fie Dumnezeu aproape, să-ți păzească Dumnezeu casa, să-ți fie Dumnezeu binevoitor. Vă rog să observați că el acum trăia o dramă. Vom veni la ziua de acum. El zice: când încă Dumnezeu mă păzea. Ca și cum acum nu mai face. Ca și cum acum nu mai face.
când eram respectat, când eram prețuit, când aveam berșug, când aveam avere, când nu-mi lipsea nimic. Doamne, ce vremuri! Dar oare totuși nu-i prea mult? Un astfel de om poate avea astfel de ziceri? Ajunge un om la asemenea înălțimi? De unde respectul cu care era întâmpinat? De unde toate acestea? Ascultați de unde. Toate acestea sunt adevărul, frații mei. Nu-s părerea unui înfumurat care vorbește fără măsură. Să citim la versetul 11. Urechea care mă auzea mă numea fericit și ochiul care mă vedea mă lăuda. Asta e o concluzie a concluziilor. Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam cu bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea mea era manta și turban. Orbului eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept și îi smulgeam prada din dinți. Pricepeți ce viață a trăit omul acesta? După cina Domnului, mesajul ăsta așa de potrivit, noi mereu vorbim în preambul să ne pregătim pentru cină. Trebuie să învățăm cum să umblăm o lună de zile după cină. Așa trebuie să umbrăm, fraților, cu respect, cu teamă, ajutând, fiind buni, fiind neprihăniți, fiind sfinți, opunându-ne răului. Așa trebuie să fie viața noastră. Doamne, ajută-ne! Haideți să citim concluzia versetului 25. Concluzia în versetul 25. Îmi plăcea să mă duc la ei, mă așezam în fruntea lor, eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângăitor lângă cei întristați. Asta e o concluzie a concluziilor. Asta era până astăzi. Așa era un lider între ei. Apreciat, respectat, vorbit de bine, pe drept. Pe drept. Nu era doar marea lui avere, nu era doar numele lui bun. Era văduva care îl binecuvânta, orfanul care îl binecuvânta, săracul care îl binecuvânta, lipsitul care îl binecuvânta, străinul care îl binecuvânta. Și toți îl vorbeau de bine și îl lăudau pe drept. Și când te gândești că în vremea aceea nici măcar nu era biserică, nici penticostală, nici de altfel. Versetul 30, și acum, versetul 30, și acum, versetul 1, frate, prima expresie. Și frații mei, tot ce se schimbă în capitolul, azi versetul 30, capitolul 30, tot ce se întâmplă în capitolul 30 are de-a face cu o altă vreme. A venit furtuna despre care am cântat din prima cântare peste el. L-a lovit din toate părțile. Cu privire la el este adevărat ce a zis David într-o împrejurare: toate talazurile tale au venit peste mine. Averele i s-au spulberat, vântul a distrus tot, focul a ars tot și copiii au murit toți. Frați și surori, într-o singură zi. Sunt sensibil și vreau să vorbesc mai ușor, mai liniștit despre durerile astea. Știți de ce? Încerc să îmi dau seama acum când noi citim în urmă și noi știm frumusețea istoriei care se încheie cu happy end. Nu sunt toate istoriile încheiate așa. Încerc să cântăresc cât de mare poate fi durerea unui om care într-o zi pierde totul. Totul. Oameni buni. Buzunarele i-au devenit gole. Casa i-a devenit pustie. Nu mai avea slugi. Nu mai avea copii. Nu mai avea nimic. Turme, avere. Nimic. Unul din cei mai bogați oameni a devenit într-o zi sărac lipit. Și un pas mai încolo va deveni lovit de o boală
care ca și leprosul de dimineață, care am citit ce dramă trăia, l-a făcut să meargă izolat. Ce mai mulți teologi sunt de acord că acolo unde scrie că stătea pe un morman de cenușă și se scârpina, era de fapt groapa de gunoi a orașului. Acolo s-a dus ca să fie izolat. Și în momentele astea, nevasta lui s-a dezechilibrat. Ea n-a putut duce toată durerea asta. S-a dovedit că e adevărat că nevasta e un vas mai slab. Ea n-a putut înțelege asta. Știți că mari oameni la lui Dumnezeu au trecut pe drumul acesta? Vreți să fac o paranteză care să vă aducă chef de scripturi, să le citiți. Un alt mare om al lui Dumnezeu, Doamne ce mare om a fost, ce lider fantastic, Moise. Într-o noapte a fost întâlnit de Dumnezeu pe drum, zice scriptura, și a fost să-l omoare Dumnezeu acolo. Și nevasta lui l-a salvat și din tensiunea aceea, citiți scriptura și veți vedea că ea nu mai merge cu el pe drum împreună. O veți descoperi în cartea Judecătorii, în primele capitole, când ea vine și ea după ce au ajuns la biruințe. Au stat despărțiți zeci de ani de zile. Cercetați asta și s-ar putea să descoperiți că e adevărat. Știți că dacă cercetăm despre Avram, lucrurile stau aproximativ la fel? Știți că și Sara a fost dezechilibrată de cererea lui Dumnezeu când cu Isaac, Genesa 22, și citim undeva târziu în istorie, Avram a venit să-și îngroape moartea. Dar de unde? Nu era aproape de el, nu. Fraților, unii oameni trec prin asemenea adâncimi. Și ceea ce rămâne pentru mine ca o mângâiere care nu mi-o ia inimii, este că oamenii ăștia pot rămâne în picioare. Îi ține Dumnezeu. Îi ține Dumnezeu. Auziți cum s-au schimbat toate lucrurile într-o zi. Fraților, s-au declanșat într-o zi și într-un timp foarte scurt. Tot ceea ce o să vă citesc este adevărat. Capitolul 30, versetul 1, 9 și 10. Și acum am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe a căror părinți nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmelor mele. Și acum astfel de oameni vă pun în cântările lor. Am ajuns de batjocura lor. Mă urăsc, mă ocolesc, mă scuip în față. Ăsta nu era un parvenit, frații mei. Ăsta nu era un îmbogățit român peste noapte sau după revol, cum auzim de unii, și să fie hulit de toți. Și datorită mare averi pe care a căpătat-o prin Domnul știe ce mijloace, a ajuns dintr-o dată să vorbească cu aroganță de sus, în ciuda faptului că e un agramat. Nu. Ăsta era un sfânt și un neprihănit. Și cei mai mulți au crezut că un sfânt nu poate fi scuipat în față. Ba poate. Cei mai mulți ați crezut că un neprihănit nu-i judecat. Ba da, ascultați-vă poveștile dumneavoastră de ieri, de alaltă, de săptămâna trecută și veți vedea. Dacă v-ar descoperi despre neprihăniți ați vorbit, cum ați vorbit. Despre neprihăniți am vorbit, cum am vorbit. Pentru că neprihănirea nu e în cântarul nostru, e în cântarul lui Dumnezeu. Versetul 15. Mă apucă groaza. Slava mea este spulberată ca de vânt și un or, ca un or, a trecut fericirea mea. În loc de aprecieri, în loc de vorbe bune, în loc de poziții fruntașe, groază și frământările unei amintiri care s-au dus despre o vreme care nu mai există. Ce teribile trebuie să fie frământările astea. Ce greu trebuie să fie să ajungi atât de jos. Ce greu trebuie să fie să pierzi atât de mult. Mă întreabă câteodată câte un frate, câte o soră, câte un prieten, câte un vecin. Când se aude de câte o nenorocire, cum se mai aude, un accident grav,
care cineva trece, unul mai mulți, se aude ceva, în sfârșit, ceva din categoria asta dramatică. Ce-o fi, mă, valer de oamenii ăștia? Și îmi repet mereu și n-am alt adevăr de spus decât acesta. Dacă n-ar fi Dumnezeu cu ei și-ar pierde mințile. Dar deși noi nu credem, mulți dintre noi ne îndoim, în momentele acestea Dumnezeu este cu noi. El ne ține în picioare. Și noi uneori nici nu băgăm asta în seamă. Versetul 22. Citesc mai selectiv, parcă de durere nu-mi place să vorbesc așa de mult. Mă ridici, îmi dai drumul pe vânt și mă nimicești cu suflarea furtunii, că știu că mă duc la moarte, locul unde se întâlnesc toți cei vii. Frații mei, pricepeți ce dimensiune are drama acestui om? Pricepeți ce cuvinte de durere ies din inima acestui echilibrat om al lui Dumnezeu? Tot el a făcut CV-ul de dinainte și e adevărat, Doamne, ce CV-ul fantastic, cât îmi doresc să-l îmbrățișez și să zic ca el, mă păzește Dumnezeu, îmi păzește Dumnezeu casa, copiii sunt cu mine, mă binecuvintează, sunt în belșug, sunt sănătos, toate merg bine. Și cei mai mulți văd asta și apreciază, Doamne, ce mult ne dorim asta. Dar uneori zbaterile noastre aici, în zona asta, se învârtă. Perspectiva morții în momente de durere e atât de reală. Perspectiva eternității. Hai să schimb un cuvânt ca să nu vă sperii peste măsură. Perspectiva eternității e atât de reală, frații mei. Când în Scriptură un mare viteaz a zis între mine și moarte, nu mă împastia ce zice. Frații mei, dar să citim de la versetul 17 până la versetul 22. Ca să înțelegem mai bine, noaptea mă pătrunde și îmi smulge oasele. Durerea care mă roade nu încetează. De tăria suferinței, haina îți pierde fața. Mi se lipește de trup ca o cămașă. Dumnezeu m-a aruncat în noroi și am ajuns ca țărâna și cenușa. Strică-te tine și nu-mi răspunzi. Stau în picioare și nu mă vezi. Ești fără milă împotriva mea. Lupți împotriva mea cu tăria mâinii tale. Pricepeți la ce concluzie a acest omul acesta? Că Dumnezeu este împotriva lui. Nu-l judecați pe aspru. I-a fost durerea fără măsură. Noi am trecut prin mult mai puțin și am spus cuvinte mult mai grele decât atât. Și am vorbit mult mai nedrept despre Dumnezeu decât el. De fapt, știți că asta e o concluzie a istoriei lui. Închei cu versetele 26 la 29. Că din toate zonele vin aici, apropierea morții, durerile din trup, nopțile nedormite, zbaterile, greutățile, cămașa lipită de piele și perspectiva lui că Dumnezeu e împotriva lui, că mâna lui Dumnezeu care e prea puternică pentru el, asta la pasă. El avea probleme și la nivelul echilibrului lui lăuntru, avea probleme. În ce sens avea probleme? Ascultați ce frământări avea, dar a rămas un om echilibrat. M-a așteptat la fericire. Păi când faci binele, când cercetezi orfanul, văduva, săracul, când te urmezi, la ce să te aștepți, frate? M-a așteptat la fericire și când colo nenorocirea a venit peste mine. Trăgeam nădejde de lumină! Și când colo a venit întunericul, în fierb măruntariile, fără încetare,
M-au apucat zilele de durere. Deja există o etichetă peste zile de durere. Îs adunate una după alta, una după alta. E o perioadă grea, dură. Umblu negrit, dar nu de soare. Mă scol în plină adunare și strig ajutor. Paranteză, și nu mă poate ajuta nimeni. Am ajuns, frate, cu șacalii, tovarăși cu struții, pielea mi se negrește și cade roasele, îmi iart și se usucă, harfa mea s-a prefăcut în instrument de jale și cavalul meu scoate semne de plângătoare. M-am dus până în capăt. Astăzi. Asta e realitatea prezentă. Ce frământări trebuie să fie în mintea acestui om? Lumina Domnului era cu mine. Întunericul m-a cuprins. Dumnezeu mi-era binevoitor. Dumnezeu este împotriva mea. Mâna Domnului îmi păzea viața, casa. Mâna Domnului mă strânge. Este cineva în adunare care nu știe Biblia? Nu știu, e vreun prieten care n-a citit foarte mult în Biblie. Nu o să vă pun să ziceți că asta nu dă oricum bine. Dar poate că voi nu știți finalul acestei povești. Poveste adevărată. Îi zic povești pentru că e scris așa, ca o narațiune biblică. Trebuie ca în mintea voastră să fie și semnul acesta de întrebare. Sigur, omul acesta a păcătuit. Nu se poate ca un neprihănit, un sfânt să meargă pe acest drum. Nu se poate! Fraților, sunt în biserică crescut, mă știți de când eram copil, care mă împleticeam într-o altă biserică și recitam câte o poezie și unele reușeau și altele nu. Într-o vreme am început să mă pună frații să zic ceva și nu mă știam opri câteodată și m-am terorizat câteodată. Că una din slăbiciunile unui predicator neinspirat este că nu se poate opri. Noi îl judecăm, dar el ar vrea să, dar nu se poate. Am crescut cu binele și frumosul în adunare, dar nu uit că în momentele mele n-am avut multe, am fost tare și puternic, am fost sportiv toată viața. Dar în unele momente de slăbiciune, când odată am avut un picior de care șchiopătam, sigur, de la fotbal, odată am avut un ochi care a prins o conjunctivită, boală domnească, nu știam atunci. N-a fost unul să mă mânghie, toți care mi-au spus, mi-au spus să mă verifică spăcătos. Înaintea lui Dumnezeu vă spun. Toți cei care, nu m-au abordat mulți, ne înțelegem, n-a venit jumătate biserică, dar care 1, 2, 3, 5, 10 exponențial și oameni cu școală și fără școală și din conducere și fără conducere, n-are importanță, toți mi-au spus să mă cercetez bine. Vai de cercetarea mea la vârsta aceea. Uneori, și ați mai auzit asta, există o legătură directă între o anumită trăire și ceea ce vine peste tine. Dar uneori nu. Și știți că Domnul a spus clar lucrul acesta în Scripturi. Ne este clar și când gura Domnului a zis, du-te, vindecatule, du-te și să nu mai păcătuiești, ca să nu se întâmple ceva mai rău. Și este clar că păcatul lui avea legătură, că boala lui avea legătură cu păcatul. Dar aceeași gură slăvită a zis, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. S-a născut așa pentru că se va arăta în el slava lui Dumnezeu. Dacă măcar atât aș putea zi din seara asta, frații mei, în mintea fiecăruia dintre noi, că mulți trecem prin momente grele, să ne păzim de duhul de judecată, să ne păzim de a fi noi apărătorii lui Dumnezeu, că nu suntem. M-a ascultat un predicator zilele astea, te rog șterge de acolo că vreau să văd ora. Zilele acestea am auzit un predicator care predica și știu bine, îi cunosc bine casa.
unul din copiii lui a divorțat. Și cred că despre momentul acesta vorbește el într-o predică și zice: diavolul, zice el, ne-a învățat să îmbrăcăm o haină așa de spirituală, câteodată îi zice o soră, sunând-o pe o altă soră: frate, te-am sunat să te rogi pentru fratele Romeo, să zicem. Mai auzi ce a pățit, dar nu știa. Vrea să se golească, să spună cineva că, să spună cuiva că copilul păstorul a divorțat. Și nu putea să țină asta în ea. Și ce crezi, că în finalul discuției a făcut o rugăciune împreună? Nu. Am cercetat odată cu colegii mei aici, am judecat. Știți că într-o vreme ei au zis că eu lucrez cam individual, cam singur, că fac ce vreau. Au zis într-o vreme. Și două din cazurile delicate ale bisericii le-am adus atunci împreună. Și apoi după 3 luni de zile am întrebat: ați mai dat un telefon la familia asta? Nu. O zi de post ați ținut? Nu. O rugăciune ați înălțat pentru ei? Nu. Și atunci de ce ați vrut să le știți gunoile? Nu era suficient că le știam eu singur? Nu e mai bine să le acopăr eu singur? Că atunci când un singur om știe chestie, când știe mai mult de 2 oameni chestie, e timp până să află? De ce ați vrut să știți toate gunoile astea? Pentru că intrăm într-o zonă, am numit-o generic gunoi, vorbele alea, nedevărurile, a păcatelor, a mamurdăriei. De ce? Haideți să ajungem la capitolul 31 și să vă dau un răspuns. Nu este întotdeauna așa, în cazul acesta a fost așa. Capitolul ăsta l-am numit integritatea unui om judecat de toți, inclusiv de prieteni. Auziți pe cine judecă oamenii în anumite împrejurări? Auziți cum ne judecăm noi câteodată? Versetul 5 și 6. Sub forma de 7 nu-uri am așezat niște adevăruri scrise în capitolul 31. Dacă am umblat cu minciuna, de mi-a alergat piciorul după înșelăciune, să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană și îmi va vedea neprihănirea. Omul acesta nu era vinovat de minciună. Nu era un practicant al minciunii. Versetul 9 la 11. Toate sunt introduse cu dacă sau cu de. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa apropiului meu, atunci nevasta mea să macine pentru altul și să o necinstească alții, căci asta ar fi fost o nelegiuire, o fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecători. Nu era un mincinos, nu era un curvar. Versetul 13 la 15. De aș fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele când se certau cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde când pedepsește El? Rețineți, nu a luat dreptul nimănui, nici măcar al slugilor, care în vremea aceea erau la cheremul stăpânilor. Versetele 16 la 21. Dacă n-am dat săracilor ce îmi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea fără ca orfanul să fie avut și el partea lui din ea, eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu care la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învelitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat. În una faptului l-am îmbrăcat, evident, fără să fi fost încălzit de lâna mieilor mei. Dacă am ridicat mâna împotriva orfanului pentru că mă simțeam sprijinit de judecători. N-a practicat nedreptatea în niciun fel, ci a fost un om darnic, deschis, cu inimă mare. Versetul 24, 25 și 28. Dacă mi-am pus încrederea în aur,
Dacă am zis Saulului, tu ești nădejdea mea. Dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele, de mulțimea bogățiilor pe care le dobândisem, versetul 28, și aceasta este tot o fără de lege care trebuie pedepsită de judecători și m-aș fi lepădat de Dumnezeul cel de sus. Setul lui de valori era clar, crederea lui nu era în bogății, era în Dumnezeu. Versetul 29 la 30. Dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmașului meu, dacă am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea, eu care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască, să-i ceară moartea cu blestem, nu s-a bucurat de nelegiuirea și de nenorocirea nimănui. Și versetul 32. Dacă petrecea străinul noapte afară, dacă nu mi-aș fi deschis ușa să intre călătorul, nu era un nesimțitor, era un ospitalier. Versetul 35 la 39 finalizează adevărurile pe care o să le citesc după ce comentăm pe scurt ceea ce am citit. Pricepeți, frații mei, ce om a ajuns nenorocit și bolnav? Pricepeți ce om a ajuns judecat de toți pe toate drumurile? Pricepeți ce sfânt a fost scuipat în față? Pricepeți de cine vorbea toată cetatea? Dacă aș aduce în limbajul de acum, de cine era pus pe toate internetele și în toate ziarele? Pricepeți? Un om care n-a mințit, n-a curvit, n-a suprit, n-a avut o inimă rece, nu s-a încrezut în bogății, nu s-a bucurat de lău altora, nu a fost nesimțitor. Doamne, ce om! Doamne, ce om! Să citim apogeul durerii în versetele 35-39 și să ne oprim cu istoria asta, să formulăm câteva concluzii la această povestire și înșiruire de versete scripturale. 35 la 39. O, dacă aș găsi pe cineva să mă asculte, iată apărarea mea iscălită de mine. Să-mi răspundă cel atotputernic, cine-mi va da plângerea iscălită de potrivnicul meu? Ca să-i port scrisoarea la umăr, să o leg de fruntea mea ca o cunună, să-i dau socoteală de toți pașii mei și să mă apropiu de el ca un domn. Când am citit astăzi, mi-a plăcut fantastic expresia asta. Asta mi-a lipit-o de inimă. Să mă apropii de el ca un domn. Dacă pământul meu strigă împotriva mea și dacă brastele lui varsă lacrimi, dacă i-a mâncat truda fără să o fi plătit și dacă am întristat sufletul vechilor lui stăpâni, atunci să crească spini din el în loc de greu și neghină în loc de ors. Și-a încheiat. Frați și surori, istoria asta dintr-o zi până astăzi este o istorie reală a unui om care a suferit, a fost batjocorit pe nedrept. Un om care n-a înțeles de ce suferă, leg de învățătura de dimineață, cum nici noi uneori nu înțelegem. Un frate nu e în adunare acum aici, dacă era, luăm ca martor, poate să-i spun sigur că numele, dar el încuvința în duhul lui, mi-a zis: Valer, știi de ce nu înțeleg? Uite ce a zis, a aconsiliat pe cineva. Știi de ce nu înțeleg oamenii ăștia? Că a zis, ia, de ce mi se întâmplă mie asta? Eu n-am fost un om rău. Frații mei, poate fi adevărată asta, dar ca să păstrați echilibru în mintea dumneavoastră, nu uitați ce Evanghelie vă vestesc de aproximativ un an de zile. Că Dumnezeu e mult mai sfânt decât credem noi și noi mult mai rău decât acceptăm că suntem. Și e adevărat ceea ce vă spun.
Iată cinci concluzii sau cinci lecții care le învățăm din trăirea acestui om. 1. Fii smerit când treci prin astfel de situații. Niciodată nu vei putea explica totul. Numai Dumnezeu Sfântul știe. Când tu ți-ai pierdut copilul, altul nu l-a pierdut. Tu ți-ai pierdut averea, altul n-a pierdut-o. Copilul tău e răzvrătit, altuia nu e răzvrătit. Tu ai medicamente, altul n-are medicamente. Culmea, ai mâncat, cântărit, corect, te-ai îngrijit. Și exact în zona asta e probleme și alții n-au. Și așa mai departe. Nu încerca să pretinzi că știi totul, că ai răspunsuri. Totul știe numai Dumnezeu. O să iau ca o întăritură doar. Este aici familia Ceapsa. Dacă vreți, când ies afară, mângâiați-i. Puteți și să-i întrebați dacă știu de ce s-a întâmplat. Și să... Dar vă spun anticipat, n-au niciun răspuns la asta. Și ei sunt aici, mă pot contrazice public. N-au niciun răspuns. Nu-l au încă. Cu privire la ceea ce vine în viața noastră, fraților, de orice fel, din orice parte, și nu-s doar singuri, ei sunt ultimii pe lista asta, frați și surori, toate răspunsurile are numai Dumnezeu. 2. Durerea, oricât de grea, oricât de mare, oricât de adâncă, nu-i capătul. Durerea prezentă nu-i capătul. Eu dacă aș fi vrut, aș fi spus predica asta Iov mai înainte, Iov astăzi și Iov în viitor, că doar cunosc capitolul 42, nu? Dumnezeu i-a dat totul înapoi, i-a dat averele, i-a dat copiii, dar drama a rămas prin asta, a trecut. I-a dat Dumnezeu totul. Și-au venit prieteni și l-au binecuvântat din nou și a fost din nou apreciat, aplaudat. De ce crezi că durerea ta n-are capăt? De ce crezi că tunelul tău lung n-are capăt? De ce crezi că greutățile prin care treci n-au capăt? Nu știi că scrie în Scriptură. E drept că legătură cu ispita de un concept biblic, dacă îl exprimăm acum, nu greșim și nu distorsăm Scriptura deloc. Dumnezeu a cântărit totul! Și nimic nu este peste puterile noastre. Fraților, până să ajung să spun aceste adevăruri, eu am luptat cu Scripturile. Voi nu știți cât am luptat eu cu Scripturile. De exemplu, într-o zi, în două, în trei, mai multe, am stat și am zis, Doamne, de ce din aceeași generație, în aceeași vreme a deportării, unul, Daniel, ajunge în casa împăratului și unul, Ezechiel, ajunge în cărămida, la rău chemar. De ce? Din câte știm noi din Scripturi, putem spune că Ezechiel e inferior lui Daniel? Nu, frații mei, Ezechiel a fost un mare proroc. Dumnezeu Sfântul lucrează cum vrea, cu cine vrea și ne folosește în lucrarea Lui unde vrea El. Înțelegem asta, frații mei? Odată pentru totdeauna înțelegem asta? 3. Oamenii și judecățile lor sunt adesea false. Nu te lăsa doborât de cuvintele lor. Nu te lăsa doborât de cuvintele lor. Adesea judecățile oamenilor sunt false. Cel ce judecă cu adevărat și drept este Dumnezeu Sfântul. Numai cântarul Lui e drept. Cântarele noastre toate sunt strâmbe. Și 4. Dumnezeu are totul în control. Vine vremea și Dumnezeu își va întoarce fața spre tine. Nădăjduiește asta.
tu care ai o durere mare, care oamenii nu pot rezolva, tu care ai un caz grav în familie, oamenii nu-l pot rezolva, ce lipsește, am predicat de anul nou, nu poate fi trecut la număr și ce-i strâmb în lumea asta nu se poate îndrepta. Dar Dumnezeu poate. În lumea lui, în dimensiunea lumii lui Dumnezeu poate. Aici sunt părinți care așteaptă să se atingă Domnul de copiilor. Dumnezeu poate. Și dacă ți-a vorbit Dumnezeu, crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Vine vremea. Poezia spusă de Mariana era și versetul că El n-a întârziat niciodată. Țineți minte, am apăsat dimineață clar, clar. Dumnezeu lucrează frumos la vremea Lui, la vremea Lui. Și psalmistul în psalmul 102 cu versetul 13, pune din nou psalmul 102 cu versetul 13, zicea, Doamne, ca un unt de lemn îi zicele asta, Tu te vei scula și vei avea milă de Sion, de biserică, nu-i sinonim, căci este vremea să te înduri de el. A venit vremea hotărâtă pentru el. Înainte de asta am citit versetele care spuneau prin Isaia, prin Zaharia, Tu ai pedepsit poporul tău. 70 de ani te-ai mâniat pe ei. 70 de ani. Doamne, prin ce mari greutăți trecem uneori, dar frații mei, să dăm dreptate lui Dumnezeu. Nouă nu ni s-au tocit încă genunchii de rugăciune și nu ni s-au secat încă izvorul lacrimilor. Nici nu ni s-a lipit coșul de post cu practici facultative. Nu putem ajunge la cele mai teribile rezultate care le așteptăm, dar putem, oricum nu bazați pe nimic din ce putem face noi, bazați numai pe mila și îndurarea lui Dumnezeu. În toate versetele citate dimineațele astea, dar Dumnezeu va avea milă. Uitați și aici, Doamne, a ajuns vremea rătăcirii, a ajuns vremea pedepsei, a ajuns. Doamne, Tu vei avea milă, că a venit vremea să te înduri. Dacă ați fi cât aștept îndurarea Domnului, în câte feluri o aștept. Dacă știi cum mă lupt cu unele versete din Scripturi, care știu bine ce scriu, și parcă acum nu le pot tălmăci exact așa în viața mea, acum, dacă știi cât aștept cuvântul prorocilor spus în adunare aici, în auzul tuturor, pentru gloria lui Dumnezeu, pentru că noi credem în lucrarea profetică și o întărim, dacă știi cum aștept să se împlinească. Și de ce să mă îndoiesc, frații mei, că aproape tot ce a vorbit Domnul până acum s-a împlinit. Ce nu s-a împlinit, nu înseamnă că nu s-a împlinit, înseamnă că nu i-a venit vremea. Slăvit să fie Dumnezeu! Oprește înregistrarea, că o să mai spun ceva.